Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe data de 16 mai 2023 și astăzi vin cu o precizare în nutriția albinelor și mai bine zis în compoziția hranei pe care albinele o primesc, dar nu neapărat în hrana naturală. Fiindcă hrana naturală a albinei este mai mult alcalină. Deci mierea este ușor acidă, dar nu suficient încât să acopere nevoile albinei. Deci, dacă nu mă înșel, valorile pH-ului la miere este între 5 și 7. Bun, adică sunt stupinele acestea unde primăvara o să observați albină care zboară la must, la gunoi, caută zonele cu aciditate un pic mai ridicată și asta se găsește în urină și asta este, albina o să se ducă acolo și își ia necesarul de aciditate de acolo. Bun, dar noi ce putem face în acest sens? În ultima săptămână, din cauza puietului văros, căutând motive pentru care acest puiet văros s-a declanșat la mine la cele două colonii, am zis, hai să mai cercetez un pic în nutriția albinei și iată ce am găsit. Am găsit în felul următor. Am ridicat aciditatea apei, dar n-am umblat la colonii sau în siropuri, ci pur și simplu am umblat la apa din aceste găleți tip adăpător. Și în aceste găleți am adăugat la un litru de apă un gram de sare de lămâie. Și surpriza, ce s-a întâmplat? Până acum consumau apa cu sare în filmul cu gălețile prezentate, am zis că dau un gram de sare la 10 litri de apă. Lucru frumos s-a întâmplat că acum această apă din găleț a dispărut în 3 zile. Asta înseamnă că albina este, bucuroasă că a găsit această apă cu un pH mai ridicat. Deci iată ceva ce merită luat în considerare ca albinele noastre să fie mai, să spunem, mai imune la boli. Acest lucru a pH-ului a fost cercetat tot la instituțiile din California, de unde mă informez eu în tot ce ține de sănătatea albinei, fiindcă în România informația este greu de obținut și mai ales haotică, adică toată lumea zice tot felul de lucruri, dar sunt lucruri simple care, uite, se pot rezolva destul de simplu și o să avem un câștig. De exemplu, nu o să mai plece albina la gunoi și să-și caute aciditatea pentru nevoile sale, așa că punem un gram de sare de lămâie în adăpătoarele de apă. Bineînțeles, acestea trebuie să fie închise ca să avem un control foarte bun asupra conținutului pe care îl dăm albinelor. Deci aici avem acum apă oxigenată, 2 ml la litru de apă, și avem un gram de sare de lămâie. Bun, cam atâta, asta am vrut să precizez azi. Sper ca pe viitor să fie o informație foarte bună celor care chiar ia în considerare
anumiți factori. Bun, până data viitoare, numai bine!